Camil, am obținut primul succes al sezonului, urmează o deplasare dificilă. Care sunt gândurile tale înainte de această confruntare? Am avut un meci bun, într-adevăr. E foarte bine pentru moral să avem astfel de meciuri, mai ales o victorie a venit foarte bine în acest moment. Sperăm să avem un parcurs foarte bun la Laguna. Ne-am pregătit bine. Majoritatea jucătorilor sunt apți de joc. Foarte bine și moralul. Suntem încrezători. Cât de important ar fi un succes pe terenul acestei formații, având în vedere că este considerată o formație de același calibru? Adică cumva o să ne luptăm cu ei și în acest sezon? Evident, trebuie să plecăm pe premisa că o să câștigăm. Trebuie să muncim foarte mult acolo. Trebuie neapărat să avem un moral foarte bun, să jucăm la fel de bine în echipă cum am jucat și meciul trecut. Pe de altă parte, trebuie să ne îmbătăm cu apă rece și da, este foarte important să obținem victoria de la Laguna. Obiectivele tale personale pentru acest an competițional? Cât mai eficient pentru echipă. Se poate mai mult decât în sezonul trecut? Sezonul trecut l-ați terminat anahai. Foarte bine, da. Nu mă întind mai mult decât trebuie, atât cât sunt eficient, cât sunt folosit, este perfect. Mulțumim.